Cristina Cioran face noi declarații după ce s-a despărțit de tatăl fetiței sale. Vedeta reacționează după ce fostul ei partener de viață s-a afișat deja cu noua parteneră și au acordat împreună și primul interviu la Extra Night Show. Ce-și mai dorește acum vedeta de la tatăl copilul ei, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit, iar cei doi au luat pe toată lumea prin surprindere când au anunțat separarea, mai ales că doar cu câteva săptămâni înainte vedeta spunea că a fost cerută de soție și că urmează să facă marele pas alături de tatăl fiicei ei. Iată că lucrurile însă nu au mai funcționat, iar cei doi s-au separat, deja nu mai locuiesc împreună, iar Alex Dobrescu s-a afișat cu noua lui parteneră și au acordat și un interviu pentru Extra Night Show. Acolo, Alex Dobrescu a mărturisit că e foarte fericit, că iubește din nou și a ținut să spună despre Cristina Cioran că în momentul de față ea nu e fericită și nici nu își va mai găsi fericirea, căci susținea că fericirea ei a fost el. Sunt convins că nu este foarte fericită. Eu am fost fericirea ei, nu cred că o să mai întâlnească ceva după, nici înainte n-a avut. Sper doar să-și găsească echilibrul, are o fată superbă, o susține familia, o să o susțin și eu. Nu totul se rezumă la o relație sau la un bărbat, spunea Alex Dobrescu la Antena Stars, ce își dorește acum Cristina Cioran de la Alex Dobrescu. Cei doi nu își mai vorbesc, cu toate ca o fetiță împreună. Cristina Cioran ne-a precizat că ea și Alex Dobrescu nu discută în ceea ce privește creșterea și educația celei mici. Vedeta TV a mai precizat că spera ca ea și fostul partener să ajungă la un numitor comun în acest sens, iar de dragul micuței să aibă o relație decentă și să țină legătura în ceea ce o privește. Cristina Cioran a mai precizat că nu are nevoie de nimic din partea lui Alex Dobrescu, iar singurul lucru pe care el trebuie să-l mai facă acum e să-și achite ce are de achitat, dar neoferindu-ne mai multe detalii despre ce mai exact.